Yo, salutare oameni buni și nebuni, bine v-am regăsit de data aceasta cu un nou challenge pe Pinhead. De data aceasta trebuie să facem un stealth build pe Mr. Pinhead și addon-urile mele sunt Chatterer's Tooth, un addon de stealth care îmi permite să am 25 de secunde invizibilitate, să zic, sau mă rog, survivorii nu pot să mă audă dacă mă apropii pe ei, practic nu am terror radius, undetectable, asta înseamnă, și de asemenea atunci când sunt loviți de lanțuri posetate, eu pot să-i văd pentru 6 secunde. Acum, că v-am explicat puțin addon-urile, vreau să vă arăt și build-ul meu nebun cu Sloppy Butcher, Dark Devotion, Beast of Prey și Tinkerer. Tinkerer îmi permite să văd generatorul care ajunge cu progres de 70%. Sloppy Butcher știți deja ce face, ce înseamnă. Și ar mai fi... nice hit. Ar mai fi Beast of Prey, care înseamnă practic... mi-ascunde Red Stain-ul atunci când mi se activează Bloodlust 1, știți voi, când e killerul mai rapid. Și Dark Devotion, tot ceva undetectable. Cu, nu mai mi-au Survivor Interior Radius, dar nu mai știu exact acum. Mi se pare că are legătură cu obsesie, un survivor e obsedat și... nu mai știu exact. Acum trebuie să-i dăm down ăsteia ca să recuperăm cutia. That hit though. Uite, gen... ăsta a fost Edo, nu? În caz că nu știați. Ăsta a fost Edo, nu? Mi-a permis să văd Survivor-ul. Și ăsta practic mă ferește de a lua Nurse's Calling. E mult mai simplu așa. Hai să spargem și generatorul ăsta. Tinkerer-ul merge doar o dată la fiecare generator, ca să știți. E puțin gimmicky, dar... asta e. Se duce în basement, lol. De ce te duci, mă, în basement? Ce-i? Ce ai pățit? Joacă de pe Epic Games, omul meu. Nu? Sau care-i faza? Urăsc chestia asta cu Anonymous mod. Frate, tu nu ești din Anonymous. Așa, pot să dau pick-up la cutie dacă nu mă înșel, dar vreau să dau pick-up și la anvelopa asta. Că îmi dă 10.000 de puncte, bun. Lasă-mă să iau cutia și să vă arăt o schemă. Fiți atenți, schema schemelor. Tocmai am primit Undetectable și am văzut și Survivorii. Cât de mișto poate să fie asta. Și aveți acolo, în dreapta, sub facecam-ul meu, aveți iconița de undetectable. Și acum, boom. S-ar putea să fie aici, băieții. Și am revenit. Dar nu am găsit pe nimeni. Ciudat. Pe ăla e în basement, frate. A apărut iar cutia. Ok. Hai să mai luăm o dată cutia, că, na, e mișto, e Caterinca. Asta este challenge-ul. Challenge-ul, bineînțeles, cu ăsta n-a câștiga. Evident. Așa. Go. Uite. Bum. Mă dau unde se ascunde asta. Să vezi că se ascunde în dulap. Sa. Ești nebun la cap. Unde naiba s-o fi dus? Eu fac build the stealth, dar el îmi dă stealth mie. Bă, că mi-aș piciorul, vă ascundeți în ultimul hal. Ce naiba e cu păduchii ăștia opăriți, mă? Să ascundă mine în ultimul hal. Ok, hai că se face asta așa. Șapa mamei tale. Ai umblat la cutie, eh? Hai cu lanțurile.
Go, go, go. Trebuie să-i dai down. Uite, încă mai are 6 secunde. Ceea ce e destul de tare. Hai că am prins-o repede. Are și Sloopy Butcher. Ok, mă jur că am văzut ceva. Ia stai o leacă. Exact, Tinkerer. Bam! Atac surpriză de la Tinkerer. Ați văzut? Și acum... În basement era cineva. Asta s-a dus la save. Bun, cealaltă mea cu lanterna. Ce încercam mă să faci? Mă, nebunul. Dark Devotion. S-a activat și Dark Devotion în același timp. Eu, de ce eu nu am Terror Radius? Sunt efectiv nebun dacă joc așa. That hit, do. Cineva tocmai a dat DC. E puterea build-ului, fraților. E puterea build-ului. Vă garantez. Puterea build-ului. Ia uite, pot să te văd în continuu. Mă, uite în pana mea. Trebuie să mai joc un meci neapărat. Mi se pare prea amuzant build-ul ăsta. Mi se pare prea epic. Hai că n-are timp să... What? Deja a reușit să o facă? Bă, lasă-mă. O să-mi iau cutia atunci. Trebuie să se spawneze în curent. Sper să vă placă episodul de astăzi. V-am zis, să încercăm build-uri noi, challenge-uri noi, challenge-uri diferite. Despre asta e vorba. M-am ținut de promisiune. Să capaca. Bine, sunt sigur că o să vă placă, adică... Nu se poate altfel. Cu skill-ul meu nebun. Și o să păstrăm fix același build. Că mi se pare prea belea. Build-ul ăsta mi se pare incredibil, frate. N-am mai jucat așa ceva, dar e ce trebuie, e ce trebuie, chiar e ce trebuie. Păsta-l pun pe cârlig repede și mă duc la cutie să o activez. Am murit și ăla, am murit și ăla în același timp. Stai un pic, stai. Stai așa. Let's go. What the fuck? Mi s-a părut că am auzit hatch-ul. Nu, cred că doar mi s-a părut. Dar vreau să mă mai distrez. A dat la DC, frate. Nu-i corect. Ia. Unde-o fi? Uite-l! Karim! Ce faci, bubiță? E în dulap! S-a băgat în dulap! Oh my god! Dă-te în pana! Bro, nu ai cum să te ascunzi de așa ceva! E insane! Ăștia exact ca în filmele horror s-au simțit. Le-am făcut roleplay. Deci exact ca în filmele horror, mă jur. Stai. Uite aici, hatch-ul. Am apucat să-l și... deschid. Închid, pardon. Atâta pot să zic. Aplauze. Absolut insane. Ia. O să zică ceva ăștia în comentarii?
Nu zice nimeni în chat nimic? Oh, bossul vostru a făcut gold. Era și cazul. Da, n-a zis nimeni nimic, ciudat. Și am revenit cu cel de-al doilea meci, oricum nu cred că o să fie la fel de fun meciul ăsta al doilea, dar m-am uitat puțin peste porcul acela Dark Devotion și aparent trebuie să lovesc obsesia și o să se transfere Terioridisul la ea, iar pentru ceilalți survivor o să fiu undetectable, cred, nu știu, din câte am citit, vedem, o să testăm puțin și chestia asta. Da să văd, deci ori o pui pe Kerlig și e health state, ori, I don't know, trebuie doar să o rănești, habar n-am, sincer. Dar, na, sper că am explicat așa puțin ca să aibă sens părgul ăla, că eu de obicei nu-l folosesc și trebuie să caut mai în detaliu. Bun, sincer, nu prea e worth să las să se activeze chain hunts-urile la început, pentru că sunt 4 survivori în viață și automat va face cineva cutia, deci nu văd de ce aș face asta. Trebuie să avem răbdare și să jucăm smart, că e foarte fun challenge-ul ăsta. Nu e un challenge foarte greu. Poate doar dacă e team din ăla cu Rush Gaming, dar na. Uimei. Are head-on. Dar oare e singurul? Mai era și cealaltă. Te-am prins. Nu mai, ce să mai faci acum? Unlucky, frate. Am dat un micuț fail acolo, dar nu e nicio problemă. Da, uite, a mers Dark Devotion. E, doar nu te băgai tu în același loc, nu? Foarte fun, foarte fun. Uite. Incredibil. Da, incredibil. Build-ul ăsta e insane, fraților. Tocmai am descoperit ceva incredibil. Deci tocmai am descoperit ceva, wow. Sunt încă undetectable de la Dark Devotion. Ca să știți. Ia, stai. Ia stai că e perfect. Wow. Nici o șansă, bă, băiatul. Nu, eu n-am mai pomenit așa ceva. Cum de nu știam de build-ul ăsta? Cum de... Mi se pare prea amuzant. Și acum mă teleportez direct la ea, nu? Dar nu mai pot. E, asta e. Ia la cu Sloppy Butcher. Lol, frate. Ce poți să-mi faci? Zici și mie, ce poți să-mi faci? Vrei să mă întâi aici? Știu în permanență unde ești. Doamne Dumnezeule. Posibilitățile sunt extraordinare. Mă duc să caut cutia acum. Sper să salveze pe ăla. Că n-am chef de episod de 2 minute. Hai, mă depărtez. Stau chill. Stau liniștit. Hai cu save-ul, mă. Hai cu save-ul. Da, deci trebuie doar să dai hit obsesiei, nu e mare chestie. A murit ăla pe hook, bă. Bă, ce dracu. L-ați lăsat să moară, mă, chiar în halul ăsta. Urât în partea voastră, să știți. Foarte urât în partea voastră. Îi dau ăstea un hit. Ce fricoși, mă. Ea venea spre mine, nicio treabă. Cât de aproape a fost asta. Hai că știe să se ferească. Nu există mind game-uri la build-ul ăsta. Nu există absolut nimic.
E incredibil. Wow. Atât o să zic. Wow. Wow. Tocmai am câștigat meciul. Insane, frate. Știți ce aveți de făcut, fraților? Dacă ați furat ideea și vreți și voi să vă distrați puțin, lăsați un like la acest episod de challenge. Și... na, e rupere. A fost incredibil episodul ăsta. A fost cu de toate. Și cât a durat meciul. Cu tot cu introducerea CM-ului. Aolo, și DC. S-au supărat două DC-uri consecutive. Zero generatoare reparate. Oh my god. S-a schimbat și sistemul de ranking acum. Ar trebui să iau merciless, nu? Adică două pipuri. Are sens. Ia. Wow. Uitați-vă la mine, radiez de fericire. Ca Cernobâlul. Ia. Incredibil. A, nu, mi-a dat doar un singur pip. Ioi. Sper că v-a plăcut acest episod, fraților, de challenge. Nu uitați de like, comment, share și subscribe și lăsați mai multe sugestii în comentarii. Pa, pa!